Stimați colegi, noi insistăm și propunem acest proiect de lege prin care se abrogă legea 121 din 25 mai 2012. Este vorba de o lege care ne-a fost impusă nouă cetățenilor Republicii Moldova pe parcursul așa numitului proces de integrare europeană. Vreau să spun că alte țări care au obținut regimul liberalizat de vize Multe alte țări nu au fost obligate să aprobe astfel de legi. Republica Moldova, care este o țară unde mai mult de 97% și a spus-o și Metropolitul de la Tribuna Centrală, sunt creștini și sunt categoric împotriva acestor legi și standarde impuse cetățenilor Republicii Moldova. Majoritatea cetățenilor au condamnat această lege. Au avut loc mai multe proteste pașnice. Noi cu toții ținem la familie, ținem la relațiile părinte-copil, noi condamnăm categoric aceste standarde ce se impun și duc la destabilizarea situației în societate, duc la prăbușirea valorilor noastre naționale creștine. De ce, domnul președinte? Eu sunt ferm convins că dumneavoastră puteți să solicitați o pauză și astăzi, înaintea Sfintelor Sărbători de Paște, să facem un pas frumos, să abrogăm această lege, cu toții împreună, cu majoritatea voturilor în Parlament și cred că acest pas va fi apreciat de întreaga societate. Poate și le se va ierta păcatele unora dintre dumneavoastră care ați votat această lege pe 25 mai 2012. Poate, dar asta nu noi Iertăm păcatele, o să ierte alții. De aceea vă rugăm și insistăm că acest proiect să fie plus în ordine de zi și să fie pus la vot. Mulțumesc foarte mult, stimate domnul Dodon și dragi colegi din, partidul, din fracțiunea Partidului Socialiștilor. Acest proiect de lege nu a intrat în procedură legislativă. El nu a fost repartizat comisiilor. Comisiile nu cunosc, comisiile nu s-au expus, nu a avut timp, să zicem că chiar dacă este o procedură de urgență, voi abia astăzi l-ați semnat. Noi înțelegem, noi înțelegem dorința și intenția și dreptul pe care îl au deputații la inițiativă legislativă, dar unele chestiuni nu le putem abuza. Mai mult ca atât, acest proiect de lege are un efect considerabil și important el presupune o anumite expertize, el presupune o anumite discuții, consultări și cu partenerii noștri de dezvoltare, cu societatea civilă. Nu este un subiect care poate fi pur și simplu, astăzi semnat și deja examinat în plenul parlamentului. Luând în considerare din aceste considerente. Din aceste considerente, eu nu am dreptul nici să pun la vot un astfel de subiect luând în considerare că acest proiect de lege nu există la ora actuală, potrivit procedurilor noastre. El va fi înregistrat, va fi repartizat și ulterior, după asta, puteți să si insistați. Vă rog frumos, domnule domn, poftiți. Domnul președinte, un astfel de proiect a fost înregistrat și în anul 2012, și în anul 2013, și în anul 2014, și în anul 2015. De deci, ce să spuneți că este un proiect nou? Eu cred că nu este corect. Mai mult ca atât. Au fost cazuri, și au fost nenumerați cazuri, când s-a luat o pauză, s-a discutat acest proiect în comisiile de profil și cred că Comisia pentru Drepturile Omului poate să se convoace în regim de urgență, să aprobe un aviz, pentru că acest proiect să fie examinat astăzi în plenul Parlamentului. De aceea noi propunem și insistăm că această, această inițiativă noastră să fie pusă la vot. Vă mulțumesc foarte mult pentru o înțelegere dar acest proiect de lege o să fie repartizat comisiilor, după care, în pauză, puteți să mai examinăm, o să rugăm și comisiile dacă este cazul să, vă, să se convoace astăzi, mâine, nu fugim din Parlamentul Republicii Moldova, nu organizăm mâine alegeri parlamentare anticipate, domnule Dodon, încă mai suntem aici, avem posibilitate, avem dreptul la creație legislativă și o să muncim. Iată de ce nu insistați, vă rog frumos, nu o să pun la vot acest subiect. De ce, dacă am putea să trecem la următoarea? Da, ultima intervenție, vă rog În ceea ce ține de alegere anticipate sau nu, eu cred că poporul va decide și o să vedeți și efectul în timpul cel mai apropiat. Dar în caz dacă acest proiect, inițiativă care a fost înregistrată regulamentar, nu va fi pusă la vot astăzi, atunci în semn de protest, fracțiunea socialiștilor părăsește sala de ședințe de astăzi. Stimați domnule președinte Dodon, nu voi pune la vot, fiindcă acest proiect de lege nu este în procedură. Eu îl voi semna, îl voi repartiza, aveți tot dreptul să plecați din ședința plenară, dar acest subiect nu îl discutăm astăzi.